Prieteni, această emorare news și aici noi vă povestim știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Și pentru că noi am lipsit săptămâna trecută, vă rugăm chiar acum să o dați cu like-ul ca algoritmul YouTube-ului să ne observe. Ei închid televiziunile, iar noi, în schimb, datorită fiecărui like al dumneavoastră, ajungem la tot mai mulți. În două săptămâni s-au adunat multe știri interesante, de ce eu propun să începem chiar acum. A mai căzut o televiziune, a 13 la număr. Și de data asta, pentru că așa a vrut Maia Sandu. Vorbim despre Canal 5, o televiziune care nu face parte din haremul galben al presei moldovenești. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? E adevărat că televiziunea are tangență cu o altă grupare decât cea a PAS-ului, și anume cea a lui Șor. Adică, cum mai da, dar tot grupări se numesc. Culorile sunt diferite. Dar instituția mass media încerca totuși din răsputeri să păstreze echilibrul în cadrul emisiunilor și știrilor, dând pe post absolut toate sursele posibile, dar și reflectând ceea ce presa așa zisă independentă de culoare galbenă n-are voie să spună. Cum ar fi despre grupul criminal în frunte cu președinția, care falsifică documente pentru a anihila judecătorii în comoz? Cum ar fi despre sindrofiile Maia Sandu pe la vinării? Cum ar fi despre ilegalitățile comisiei de guvern la achiziție de gaze sau la licitația de la aeroport? Iar șirul poate dura pe parcursul întregii emisiuni. Așadar, la începutul săptămânii a chemat Sandu toată presa care nu prea avea ce face la o conferință de presă pentru a anunța evenimentul anului. Mai exact, manipularea anului, referendumul privind aderarea noastră la UE. Pentru asta a încheiat tot Palatul Republicii, a comandat panouri, totul ca la carte. A vorbit ea cât a vorbit despre viitorul luminos al comunismului îndepărtat, i s-au pus întrebările pe care tot turnul le-a scris și încolo apare o fetiță modestă, emoționată și citește de pe telefon câteva întrebări deloc pe placul lui Sandu. Evident că aceasta a trecut la atac. Trebuie să le spunem cetățenilor că dumneavoastră aici reprezentați o instituție media care lucrează pentru un om care în toți acești ani a făcut bani la aeroport în mod ilegal, pentru că concesionarea aeroportului și respectiv arendarea acelor spații către compania care vă plătește pe dumneavoastră a fost în detrimentul cetățenilor Republicii Moldova. Noi am reușit să readucem aeroportul în administrarea statului și acum este ultima etapă în care compania personajului pentru care dumneavoastră lucrați va fi scoasă din aeroport. Pe rând, aeroportul a revenit în gestiunea statului datorită guvernului Chico, nu a voastră. Încă ceva, l-ați luat de la Șor și îl dați lui Spânul, care la fel falsifică licitația? Și atunci care e diferența dintre voi și ceilalți? Cât privește atacul lui Sandu contra jurnalistii, noi avem doar o singură întrebare. Care este diferența dintre Maia Sandu și Vladimir Plahotniuc? Sunt chestia asta, nu sunt rezultat. Da. Domnule Plahotniuc, bună ziua. Da. Vasile Lucianu, Jurnal TV. Incredibil. Deci, două minute. Vasile. Ce interesează Vasile la Jurnal TV? Eu vă spun să ne oferiți o reacție. Alo, mă auziți? Da, sigur, da. Eu aș întreba întrebarea. Ce îl interesează Vasile de la televiziunea bandiților? Despre care bandiți vorbiți? Despre țopii care vă finanțează. Eu chiar nu văd nicio legătură. Și eu vă folosiți salariile date de niște interlopi. Aveți confort în asta? Eu cred că dumneavoastră folosiți acum un atac la adresa presei. Nu am nimic cu interlopii. Doar primiți salariul de la ei. Eu nu primesc salariul de la interlopi. De la cine? De la conducerea postului de televiziune. Păi și conducerea de unde ia banii? V-ați interesat? M-am interesat. Domnule Plahotniuc, eu vă spun de fapt că să vorbim despre cu totul alt subiect. Păi, și nu înțeleg metoda dumneavoastră de a răspunde cu atacul. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul la întrebarea mea, mersi. Repetăm întrebarea noastră. Care este diferența dintre răspunsul Maia Sandu și al lui Vlad Plahotniuc? Iar reporterița noastră însă nu s-a lăsat intimidată de Sandu și a mai întrebat-o pe șefa statului despre sindrofie de Maia din weekendul trecut. Doamna zice că uneori are nevoie și ea de zile libere, nu poate munci mereu. Am plătit pentru consumul meu și am plătit pentru cazarea mea, nici pe departe nu costă 11.000, deci sunt niște minciuni și orice persoană poate să sune și să afle și ar fi fost corect din partea dumneavoastră să sunați și să aflați cât costă cazarea acolo.
Uneori e nevoie ca și eu să-mi iau un weekend liber, nu pot să le muncesc pe toate la rând și uneori este nevoie să ies și eu cu prietenii să petrec timp și asta am făcut, nu din contul statului, eu îmi achit consumația din banii pe care îi câștig cinstit și niciodată nu s-a pus problema să cheltui bani pe care nu i-am muncit cinstit. Cât despre pază, există o lege care spune că președintele are pază și această lege nu este nouă, nu sunt eu nici primul președinte care a avut pază și nici ultimul președinte, deci nu există aici nicio abatere de la regulile care au fost stabilite mulți ani înainte. Repet, a fost o ieșire cu prieteni, se întâmplă mai rar, ne-am achitat singură consumanția și mi se pare un lucru firesc. Da, doamnă președinte, rodul muncii dumneavoastră de 4 ani îl simte toată țara și toată diaspora. Era mai bine dacă pur și simplu petreceați timpul pe la vinării și nu făceați nimic. Poate astfel lucrurile nu ar fi fost atât de grave în țară. Și doi, spuneți că legea prevede pază de corp 24 din 24 și oriunde? Schimbați legea, doamnă Sandu. Schimbați legea asta precum ați schimbat alte sute de legi care nu vă convineau. Pe asta de ce nu o modificați? Vă spun eu de ce. Pentru că vă convine, vă place la FAO. Știți ce s-a întâmplat după acea discuție dintre Plahotniuc și reporterul Jurnal TV? Nimic. Fiecare și-a văzut de viața sa mai departe. Știți ce s-a întâmplat după discuția dintre Maia Sandu și reporteriță de la Canal 5? Televiziunea a fost închisă. Oficial, decizia a venit de la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale, instituție despre care nici dracu nu știe cu ce se ocupă, în afară de faptul că închide televiziuni. Deja 13 televiziuni. Și asta pe timp de pace, pe timp de democrație, în vremuri bune, cu oameni buni. Câte televiziuni a închis Plahotniuc? Niciuna. Câte a închis Maia Sandu? Deja 13 sau abia 13, căci până la alegeri mai e jumătate de an, așa că, stimați colegi care ați mai rămas, dacă a mai rămas măcar cineva, fiți atenți, dar nu plecați capul, căci capul plecat la indicația Maielor Sandu începe la un moment dat să pască. Apropo de a paște, avem noi o instituție media care a devenit hiperliberă și independentă imediat cum au încheiat atacul Raider asupra umilii mele persoane. Păi așa de liber au devenit încât urmează întocmai exemplul șefii. L-au dat afară de la lucru pe jurnalistul Dorin Galben pentru că el, pe contul propriul de YouTube, pe banii săi, în timpul său liber, a luat un interviu de la Vyacheslav Platon, un alt dușman declarat al acestui partid similar celui sovietic. Vizionați interviul, e unul ca toate celelalte, cu diferite întrebări, inclusiv incomode, dure pe alocuri, despre viață, politică și tot așa, adică strict în stilul lui Galben, absolut nimic deosebit. Dar nu se poate. Au zis șefii și șefa și l-au dat afară. Pe această cale propun colegilor care încă sunt la conducerea acestei televiziuni că de acum încolo se permite jurnaliștilor săi să facă în felul următor. Așadar, PAS deține 63 de mandate de deputat, deci 63 de interviuri. Guvernul PAS numără 16 miniștri plus premierul, deci încă 17 interviuri. În total are și 80 de interviuri exact de care vă plac. 80 de interviuri, asta face aproape 2 ani, dacă dați pe post doar unul pe săptămână. Adică plus minus până pică PAS-ul, definitiv, irevocabil și fără drept de atac. Dar să revenim totuși la răspunsul Maia Sandu la întrebările jurnalistei de la Canal 5. Canal închis imediat după ce întrebările au fost adresate. Trebuie să le spunem cetățenilor că dumneavoastră aici reprezentați o instituție media care lucrează pentru un om care în toți acești ani a făcut bani la aeroport în mod ilegal, pentru că concesionarea aeroportului și respectiv arendarea celor spații către compania care vă plătește pe dumneavoastră a fost în detrimentul cetățenilor Republicii Moldova. Noi am reușit să readucem aeroportul în administrarea statului și acum este ultima etapă în care compania personajului pentru care dumneavoastră lucrați va fi scoasă din aeroport. În spatele vostru stă un hoț, bandit, lămuriți-vă cu finanțarea televiziunii, punct. Cam asta a fost răspunsul. Poate așa și este, doamnă Sandu. Poate într-adevăr trebuie să vă lămuriți cu finanțarea televiziunii. Pentru asta aveți un fisc și cinea întreg. Dar totuși, de ce nu ați răspuns la întrebarea jurnalistei despre suspiciuni de acte de corupție în licitația de la aeroport? Înțeleg perfect că dumneavoastră i-ați împărțit
pe toți jurnaliștii, în cei care au dreptul să vă pună întrebări despre corupție și cei care nu au acest drept, și anume dumneavoastră personal îi împărțiți în aceste două categorii. Dar problema e că acei jurnaliști care au acest drept, potrivit dumneavoastră, nu vă pun asemenea întrebări. Pur și simplu, nu vă pun. Ei nu vă întreabă de ce noi cumpărăm gazul cu 94 de dolari când la bursă el costă 27, de ce noi cumpărăm pecură cu aproape 900 de dolari când pe bursă ea costă 500 de dolari, de ce drumul Leova-Bumbeta costă peste 4 milioane de euro când același drum în Lituania costă un pic peste 400 de mii. Ei nu vă întreabă despre toate acestea, iar când un jurnalist vă întreabă despre corupție la licitația de la aeroport, dumneavoastră faceți atac la persoană, iar apoi închideți televiziunea, fix ca un mic dictator. Sau cum va fi dictatorul la feminin? Scuzați, nu știu. Я не такая, как все. Я редкое исключение. Я вне конкуренции. Я леди совершенства. Vă mai spun ceva, doamnă președinte. Oricare ar fi pretențiile dumneavoastră la adresa cuiva, toți, dar absolut toți, au dreptul la libertate de exprimare. Toți sunt cetățenii acestei țări cu drepturi egale și au dreptul să critice guvernarea. Și puterea e obligată să răspundă oricui. Puterea e responsabilă față de orice cetățean al acestei țări în pofidă viziunilor politice și e obligată să răspundă la solicitările lui, în pofidă la cine e, de unde e și ce păcate are. Mai citiți Constituția din când în când. Suntem obligați să constatăm că atacul asupra libertății de exprimare va continua, de data asta pe căi legale și frumoase. Așadar, PAS va crea fondul de subvenționare în domeniul mass media. Alocația pentru presa lor va constitui echivalentul la 25% din bugetul furnizorului public național de servicii media pentru anul respectiv. Totodată, fondul va putea fi completat cu donații, sponsorizări, granturi sau alte surse financiare care nu sunt interzise de lege. Instituțiile mass media care vor beneficia de subvenții din partea statului vor fi selectate printr-un concurs citat încheiat din știri oficială. Traducem! Instituțiile noastre de partid vor fi finanțate din banii voștri. Bani de la buget, doamnelor și domnilor. Bani pentru indexarea adecvată a pensiei nu sunt, pentru majorări salariale pentru profesori, medici nu sunt, dar bani pentru presa lor de partid au găsit. Cucușечка маленькая моя, ты на месте? На месте. Ну и хорошо, она всегда на месте. Начали? Ку-ку. Ку-ку. Ку. Dar nu e chiar totul pierdut. O confirmă în sfârșit partenerii de dezvoltare. Vă amintiți că imediat cum a ajuns la putere, PAS a modificat legea astfel încât televiziunea națională să treacă direct sub control parlamentar, adică control de partid. Dacă până atunci era o televiziune publică, PAS-ul și-a tras-o sub sine și rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate. Vedeți măcar o emisiune sau o știre de acolo și vă va fi clar. De ce spuneam că nu totul e pierdut? Deoarece Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a solicitat guvernării să revizuiască fără întârziere amendamentele legislative care au instituit control parlamentar asupra TRM și atenție a Consiliului Audiovizualului. Iar acest îndemn vine în mod repetat. Credeți că a urmat vreo reacție? Niciuna din partea puterii. Ori reacția lor poate fi doar una și aceasta este inspirată de la șefa statului nostru. Care vorbește de Maia Sandu? Noi trebuie să ne ducem, să-l așteptăm la poartă și să-l batem pe schișă. Să-l bate un chiatra în cap, nu mai grăiască de Maia Sandu. Și totuși, curtea noastră constituțională este galbenă nu doar pe din afară, ci și în interior. Aceasta a declarat inadmisibilă sesizarea opoziției prin care se cerea verificarea legalității deciziei de a organiza referendumul privind integrarea europeană concomitent cu alegerile prezidențiale. Și acum atenție la următorul citat. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea. Asta înseamnă că legea este constituțională și referendumul republican poate avea loc în aceeași zi cu alegerile prezidențiale. Știți cine a dat știrea? Sergiu Litvinenko, cel care de ceva timp dispăruse din spațiul public. Și știți de ce a ieșit la rampă? Deoarece el a învins în războiul cu Alesia Stamate. Or, Stamate se opunea, argumentând că însuși referendum este ilegal, iar Litvinenko argumenta contrariul. Și atât că fostul ministru al justiției a învins, se pare că vom avea plebiscit constituțional, deși toată lumea care nu suferă de boală galbenă declară cu legile și Constituția pe masă că așa ceva nu are cum avea loc din punct de vedere legal. Dar eu nu cred. Noi nu avem nicio decizie. Noi nici nu avem stabilită data alegerii președintelui. Deci cum poate cineva la modul serios să afirme că în ziua alegerii președintelui vom avea ceva? Noi încă nu avem stabilită data alegerii președintelui. Da, a zis-o șefa statului.
Nu, a spus-o șefa statului, dar nu șefa statului decide tot. Apropo, dacă mai tragi scoada ochiului prin Constituție. Noi știm, suntem de acord. Dar într-o țară... Noi discutăm realitățile constituționale și atribuțiile care sunt conform Constituției. Dar realitățile politice? Că ar putea să facă orice... Băi, bun, dacă mergem pe logica asta, se poate autodeclara dictator pe toată viața și în general nu mai face alegi. Spune, care-i sensul? Eu sunt iubit de întreg poporul și nu ne-mi blaz voi agența lui Putin și a nu știu cui cu variante. Nici nu mai trebuie alegeri prezidențiale. Dacă mergem pe logica asta, o ducem până la absurd. Eu prefer să rămân în limitele logice constituționale. Ce zice limita logicii constituționale? Limita logicii constituționale spune că modificarea Constituției se face în Parlament. Punct. Asta scrie în Constituție. Eu am citit-o, i-am încercat, dați-o cuiva la un om care nu știe realitățile din Republica Moldova, dar are suficientă pregătire și capacități intelectuale de a interpreta un text. Pentru că asta înseamnă interpretarea juridică. Te uiți într-un text și vezi care-i sensul. Și atât dați-l cuiva și să găsească acolo, în Constituție, modificarea Constituției, nu prin Parlament, dar la referendum. Să o găsească. Nu-i. Eu am căutat-o, n-am găsit-o. Și crezi că cineva de sus îl ascultă pe Nicolae Șanu și pe alții puțini ca el care au mai rămas? Apropo, știți că toate guvernările din Moldova îl cooptau pe Șanu în actul guvernării? Bun, nu chiar în funcții politice, căci se temeau de vocea lui, dar ca cel puțin viceministru sau secretar de stat la justiție. Asta în mod neapărat. Și doar pasul l-a zburat, căci acolo nu e nevoie de profesioniști, ci de docili, chiar dacă sunt proști și fără carte. Acolo contează să stai cu capul plecat și să emiți sunete de susținere în favoarea țăriței și a partidului. Și că a venit vorba de susținere. Deja cunoașteți că Sandu a propus crearea unui grup de inițiativă pentru organizarea referendumului, care va fi compus din oameni veniți cică din toate domeniile sociale, de la cultură, la sport și jurnalism. Asta nu vă amintește de nimic? Dar nouă da. Și anume de anul 2019, când Plahotniuc la fel a organizat un referendum manipulatoriu prin care propunea poporului reducerea numărului de deputați. Și atunci se organizau acțiuni aparent ale societății de susținere a acelui plebiscit. Oamenii de cultură ne îndemnau să votăm pentru, dar totul de fapt era o campanie pentru Partidul Democrat. Și de această dată se vrea cam așa. Jumătate de ani se va vorbi despre UE, avantaje și minuni, iar în ultima săptămână de campanie, la orizont, va apărea un Macron alături de Maia, care ne va anunța că UE înseamnă Maia, iar Maia înseamnă UE. Și astfel, aceștia cred că noi, ca UE-le, vom merge și o votăm masiv. Ei chiar ne cred de proști incurabili. Совершенно правы. Я об этом не подумал, но я приказ свой не отменю. Почему? Потому что я самодур. Democrații lui Plahotniuc măcar făceau acea campanie pe banii partidului, chiar dacă și aceia erau din furat. Dar actualii o fac pe banii bugetari, adică asta se cheamă deja furt legalizat. Însă pasul continuă să ne încerce de minte și schimbă legea astfel încât moldovenii din Canada și SUA să poată vota prin poștă. Doar ai noștri din Canada și state, ceilalți din diaspora, să voteze cum au votat și anterior. Cea mai mare prostie că e discriminarea la mijloc. Fiindcă organizează votul prin corespondență pentru două state. Ori pentru toți, ori pentru nimeni. Dar e pilot. Nu contează. Deoarece noi vorbim de exercitarea suveranității, care reiese din articolul 2 din Constituție. În articolul 2 nu-i nimic, nu-i găsi pilot. Acolo spune că suveranitatea este exercitată de către poporul Republicii Moldova, care se face în mod direct. Vorbim de referendum și vom avea un exercițiu de bază, cum se numește referendumul, și a doilea, indirect, prin alegerea noastră a organelor reprezentative. Anume, votarea sau alegerea conducătorilor noștri, nimic nu se scrie pilot, ni pilot, fiindcă tu delegi atribuțiile tale suverane unor reprezentanți temporari. De aceea, perioada instaurării puterii în stat pe cale democratică, nu există pilotare. Nu poate fi testat. Asta e, n-are sare, asta n-are sare. Ori toți, ori nimic. Fiindcă în caz contrar se încalcă un alt principiu electoral, egalitatea alegătorilor în raport cu dreptul de a vota. Fiindcă cineva va spune în Germania, eu parcurg 600 de kilometri
pentru a ajunge la secția de votare. Am cheltuit 300 de euro. Cine compensează? Nimeni. Mm-hmm. Cineva din Rusia, vor spune. Dar de ce în Rusia? Nu-i pilot. Cineva va spune, eu de la Petropavlovsk-Kamchatka am zburat 9 ore ca să ajung în Moscova să voteze. Cine îmi compensează mie 1000 de euro? Despre partea morală a acestei inițiative fără morală, noi am mai discutat. Dar să vedeți voi cum PASUL și-a bătut joc încă o dată de toată opoziția. Așadar, pentru ziua de vineri, 22 martie, PAS a invitat partidele politice la consultări privind votul prin corespondență. Doar că joi, pe 21 martie, partidul deja votează modificarea acestei legi în prima lectură. Adică e decis ca și concept. Ăștia au talent la a-și bate joc de opoziție, iar opoziția are talent la a-și face jocul PAS-ului. Pe de altă parte, și guvernarea preferă să-și bată joc de ea însăși. Iată, joi seara, PAS-ul adoptă o declarație cu privire la integrarea europeană a Moldovei, care spune că aderarea la Uniunea Europeană este un proiect de prioritate națională. De frumos sună frumos. Și mai departe ce? Mai închidem televiziuni și intentăm dosare contra opoziției pe fundalul acestei declarații. Mari ipocriți, mari ipocriți totuși. Тебе мешок на голову! Всем на голову мешки! Да, заткнуть салом и рты! Носы и уши отрубить, отрезать! А головы, 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 головы с плеч! Догнать голову ей Scriem și citim noi cu dumneavoastră despre acțiunile ilegale ale guvernării, dar uneori mi se creează impresia că o facem strict între noi la cât indiferență manifestă puterea față de toate semnalele de alarmă care vin din interiorul Moldovei, dar și din afară ei. Cu toate acestea există câteva cazuri absolut deplasate ale PAS-ului care la un moment dat vor exploda, pentru că poți ascunzi gunoiul sub preș o perioadă, dar nu pentru totdeauna. Sau altfel spus, poți să păcălești câțiva oameni tot timpul și toți oamenii o perioadă, dar nu poți să păcălești toți oamenii tot timpul. Așa e și în cazul judecătorului Alexei Paniș, unde deja e clar pentru toată lumea că acolo s-a lucrat concertat pentru a-l dobori, de la SIS, CNA și Procuratura Anticorupție până la președinție. Pe scurt, vă amintesc că Paniș este magistratul care, culmea, și-a permis să se conducă după lege și prin decizie judecătorească a anulat un decret prezidențial de la Maia Sandu. Doamne ferește ce a început de atunci. A picat prevetingul. Îl acuză că tatăl său 1000 de ani în urmă a băut o bere în aceeași țară cu unul suspectat de nu știu ce. Sandu a refuzat să semneze decretul prin care să fie numit judecător până la plafon, adică până la pensie după 5 ani de activitate, așa cum prevede legea. S-au falsificat acte oficiale. Sandu a semnat acele documente false. CSM-ul tace ca mortul în popușoi galben. E strașnic ce se întâmplă. Cazul Paneș, aceasta este o bombă atomică în Republica Moldova, nici cauză, fiindcă persoane cu funcții publice au recurs la fals în acte publice. Aceste acte falsificate au stat la baza condamnării publice a unei persoane, cum este Paneș. La fel, Paneș, mă bucur că a fost numit judecător tot de mine, când era cu prezența mea, când era membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Fiindcă atunci am schimbat 166 de judecători. În 3 ani și 10 luni. A treia parte din toți judecătorii. Și mă bucur că au fost tineri cu anumite verticalitate și Paneș și Chirtoacă nu vedem de dovadă de curaj. Fiindcă Paneș ce putea să facă? Nu facă nicio acțiune. Ei, nu mă numește, mare brânză, primește salariul, la revedere. Dar Paneș, văzând că i-au atribuit unele ilegalități care lui nu-i aparține, adică improprii, a spus, hai, fac propria cercetare. El e judecător, e jurist. Și făcând propria cercetare, uitați-vă, demonstrează mafia, chiar aceasta e mafia, catane de la putere în frunte cu președintele. Fiindcă președintele e obligat să se informeze din mai multe surse atunci când elaborează un document. Dar sursele care prezintă informația trebuie să garanteze cu funcția și cu libertatea pentru informația pe care o prezintă. Dar Sandu nu-i judecător. Sandu-i președinte. Ca președinte, el la bază trebuia să fie luate
hotărârile instanței de judecată definitive și revocabile și executate, unii pani spune că e om rău. Trebuia să fie luate hotărârile Autorității Naționale de Integritate, unde se spune că Paniș are probleme cu declarația averii și are conflicte de interese. Trebuia să fie luate hotărârile Consiliului Supra Magistraturii sau Colegiul Disciplinar, unde se spune că Paniș a fost pedepsit 1, 2, 3, 4. Președintele Sandu prostește, criminal, mafiotic, concertat și organizat cu persoanele date, a refuzat numirea în funcția unui judecător, bazându-se pe acte care compromite demnitatea umană. De aceea, Paniș, cred că va da în instanța de judecată instituția, va da în instanța de judecată persoane care au prezentat documentele date, mai mult ca atât, va prezenta procuraturii, procurorul general, demersuri ca să fie intentate dosare penale în raport cu persoanele care au prezentat aceste acte false și care rezulta să ceară dispăgubiri morale și materiale pentru discreditarea lui în public, în postura lui de candidat pe viață sau până la plafonul de vârstă la funcția de judecător. Noi nu vorbim de o persoană simplă, domnilor. Vă imaginați, e față de un judecător își bat așa, mafiotic, joc. Dar ce mai vorbim de simple care, oameni care nu știu legea, dacă vorbim. Iar acesta nu este singurul caz deplasat. Deja cunoașteți și s-a vorbit mult despre cazul judecătorului Ion Chirtoacă, considerat unul dintre cei mai buni din domeniul său, cunoscut și pentru integritatea sa. Dar nu, părinții săi, ca și alte sute de mii de moldoveni care au muncit ilegal în Italia și nu doar, la începutul anilor 2000, nu au putut justifica cu acte bani făcuți pe atunci. Judecătorul Chirtoacă a mers dur și și-a invitat și părinții la o nouă rundă de audieri la Comisia Preveting. Iar acolo, membrii acestei comisii pur și simplu și-au bătut joc de toată țara noastră prin intermediul acestor bieți părinți ai noștri, de fapt, ai tuturor, vorba unui coleg. Iar asta nu se iartă și nici nu se uită. Ion Chirtoacă, ca în prezent, eu să fiu martor la o spălătorie concertată a puterii în raport cu acest judecător. Nu! Astfel de cazuri, Grecul le condamnă. Că este implicarea puterii executive, fiindcă această comisie veche, de cine e organizată? De puterea executivă. Împreună cu Parlamentul Republicii Moldova. Ea nu e organizată de puterea judecătorească. Dar unicul care poate să-l evalueze este CSM-ul. De aceea, acest interviu cu părinții nu poate fi nici de cum conceput într-un stat de drept. Și acestea nu sunt singurele pietre care vor duce la necul pasului și al Maie Sandu. Dacă aceștia cred că istoria cazului Alexandru Stoianoglu s-a încheiat, ei greșesc amarnic de sărat și acru. Stoianoglu, cazul dat, va fi piatra de neca lui Sandu și a pasului. Și e o bombă cu efect întârziat. Iar toată reforma asta idiotă care a eșuat lamentabil, s-a numit și veting-preveting și care durează de când e pasul, a costat milioane. Milioane de euro. Și ce folos? Spuneți-ne despre salariile membrilor. Nu cred că sunt secrete. Nu? Salariile membrilor naționali sunt prevăzute chiar de lege. Și sunt două salarii de a judeca. Două salarii de bază ale judecătorului Curții Supreme de Justiție. Asta înseamnă cât? Că noi nu prea știm. 60.000 de lei. Asta este salariul lunar a membrilor naționali. Da, a membrilor naționali. Salariul membrilor internaționali este confidențial pentru că este achitat de donatori. Nu este achitat din bugetul de stat. Doar membrii naționali sunt achitați de bugetul de stat, efectiv de Ministerul Justiției, care reține impozitul pe venit la sursă și ne achită nouă partea netă din indemnizație. Interesant, dar de ce așa? De ce așa s-a decis? Asta e în... Nu pot să vă spun. Este o chestiune de politică mai mult. Adică așa s-a decis la nivelul Parlamentului, la nivelul, probabil, în discuțiile cu donatorii. S-a decis că pentru membrii naționali trebuie să fie, pentru că îi desemnează Parlamentul, probabil, s-a decis să fie achitat din bugetul de stat, dar pentru cei desemnați, membrii desemnați de donatori, de parteneri de dezvoltare, achit partenerii de dezvoltare. Da. 60.000 de lei pe lună pentru membrii naționali. Dar leafa membrilor străini ai Comisiei Veting, care evaluează integritatea judecătorilor, este confidențială. Știți de ce? Pentru că salariile lor sunt de 20.000 de euro pe lună, adică 400.000 de lei pe lună, adică cam 13.000 de lei pe zi. Felicitări mie și vouă, dragă națiune! Avem ceea ce am ales noi cu mâinile noastre. Vremuri bune, noi porni.
tot ce vrem e bine să trăim. Cunoscută și credibilă companie de sondaje IMAS, în frunte cu Doru Petruțe, a prezentat zilele trecute un nou sondaj. Faptul că cifrele pentru Sandu și al său PAS sunt catastrofale nu a mirat pe nimeni. Acum și revenim la ele. A uimit cu totul altceva. A uimit ceea ce nu a mai fost. Și anume că studiul efectuat pe teritoriul Republicii Moldova a fost prezentat de la București. Și nu, nu pentru că așa au vrut comanditare sau realizatorii, ci din motive de siguranță. Motive de siguranță, domnii mei. Iată așa am ajuns. Dacă datele sunt extrem de proaste pentru guvernare, mai bine nu îndrăzni să le prezinți. Și noi cunoaștem că, în pofidă faptul că sondajul a fost prezentat din capitala României, oricum mâna păroasă a PAS-ului a ajuns doar în câteva ore și la București, via o capitală a unui stat din Europa. Asta nu vă amintește de nimic, de Rusia lui Putin. De exemplu, acolo unde opoziția rusească și presa liberă rusească există doar în afara Rusiei. Și noi mai cunoaștem încă ceva. De exemplu, cum anumite companii de PR de la noi au voie să comande sondaje numai dacă rezultatele acestora vor fi pe placul lui Sandu și al partidului ei. În caz contrar, în afara legii, percheziții, asocieri cu rușii și arși pe rug lângă piatră din Piața Mare a Adunării Naționale. Și totul în numele viitorului european, ne vor spune. Смотрите, как мы все вцепились в это слово «будет». И я понял, это гениальная мысль. Я потом долго на эту тему писал. Это его мысль. Будет все время, будет, все нас кормят, будет. Вот мы придем к власти и будет. Вот мы только возьмемся и будет. Вот дайте нам попробовать и будет. И все время будет, 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 будет. И мы никогда не говорим «есть». Мы говорим либо «было», либо «будет». А слово «есть» из нашей несчастной жизни исчезло к чертовой матери. Ревенин ла цифре. Дака пе скурт, ше пе плакул челор, каре сустин путеря. Майя Санду е пе приму лог, дака мыне с президентиалеле. Пасу е пе приму лог, дака мыне с парламентареле. Дар. Ин турул дой, майя пьерде, арата дателе. Дар. Пасул пьерде ше нумай пупу путеря, че дуар кытева локур де депутат, каре сей пермите се фака галаджию ин легислатив. Ин целаче, прецеденте перекуласе ау креат, тямам есть ка виитуаря коалиция де гувернаре, фолосинд экзакт ачелеш методи ка але актуалилор, вор фаче фел ше кип, ше кяр вор реуши с редукала тачере мормантала, актуал партид де ла путеря, каре и виитурул партид де опозиция. Де асемене, сондажу ларата ка Санду ше формациуня са политика сунт лидер инконтестабил ла капитул антирейтинг, iar asta e o adevărată realizare. Asta trebuie să ai talent să ajungi la o atare performanță. Eu cred că dacă o țin tot așa, o lar o va egala pe Sandu și pe PAS. Și asta nu e de rău. Молодцы, браво, ребята, давайте, браво! Браво, ребята! Браво! Dar sunt obligate să repet. Deci ei vor închide gura tuturor caselor de sondaje de la noi, fie ele și de pe Marte, dacă acestea vor îndrăzni să arate date care nu convin partidului. Altfel spus, de acum încolo și până la alegeri în Moldova vor fi publicate studii care o vor da exclusiv pe Sandu învingătoare pentru a încerca să creeze percepția publică că ea și doar ea și nimeni decât ea și nici măcar Maria Olari. Și iarăși, repet, ei chiar ne cred proști. Stimați prieteni, de azi e clar un lucru cu absolută certitudine. Ei pot învinge strict într-un singur caz, prin fraudare și șmecherii, de la vot prin corespondență, referendumuri, închidere de televiziuni, dosare penale, neadmiterea în curs electorală a concurenților care ar putea să o bată, până la acțiuni de ordin criminal. Vă rog să țineți minte asta. Ei pot învinge doar astfel. Dacă cel puțin de ochii lumii se va mima un pic de democrație, șansele lor sunt aproape de zero. O confirmare în acest sens vine de la OSCE, care a prezentat raportul cu privire la alegerile locale care s-au desfășurat anul trecut la noi. Pe scurt, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa efectiv a dat de pământ cu acel scrutin, aproape cu test deschis, numindu-l antidemocratic. Aici problema ar fi alta, stimații mei. Un raport prezentat la jumătate de an distanță nu mai schimbă nimic. Eu consider că acest raport trebuie să-l citească în primul rând susținătorii PAS-ului și să se întrebe dacă partenerii noștri ne critică atât de dur, poate totuși îngerul nu e chiar atât de alb precum ni se însuflă nouă. Dar unde să citească ei acest raport, dragii mei, dacă aproape nicio instituție de media nu l-a difuzat, iar dacă și l-a dat pe post, păi au scris două rânduri despre nimic și din care nimic nu e clar. Aici partenerii ar trebui
trebuie să se întrebe și ei. Noi dăm bani ca să avem presă liberă și independentă sau libertatea asta și independența aceasta pare a fi una totuși similară cele de la Moscova. Ну да, куда мне до тебя? Что я рисованный человечек со смешным голосом против тебя, настоящего? Твой опыт и интеллект делают тебя чуть ли не богом. И все мои мысли вслух однозначно не дотягивают до изысканий твоего пытливого ума. Все, что я тут бормочу, ты бы сказала и лучше, и умнее. Но оно тебе не надо. Можно просто выразить свою гражданскую позицию кнопкой «не нравится» или непрошибаемым комментом «и чё?». И заметь, никто не посмеет даже упрекнуть тебя в диалектическом релятивизме. Но в этом уж точно не упрекнет никто. Наверное, круто быть тобой. Dacă credeți cumva că guvernul nostru, care nici măcar Lurician nu e, a rezolvat problemele fermierilor, vă înșelați amarnic. Aparent, executivul a decis că problemele agricultorilor trebuie rezolvate și au zis triumfător cei de sus. Bine, vă ajutăm, poftiți de la noi câte ceva. Dar cum te are pasul, nu te are nimeni. Pentru că aceștia au îndrăznit să protesteze și să clatine somnul dulce al puterii în frunte cu a lor regină falsă, statul a decis să-i sancționeze altfel. Le dă amenzi de 10.000 de lei pentru că au protestat cu tractoarele. Altfel spus, guvernul le promite susținere de câteva 10.000 de lei pentru fiecare, iar pe de altă parte îi amendează tot cu câteva 10.000 de lei. Agricultorii au ieșit și la proteste din cauza asta. Fermierii spun că după suspendarea protestelor cu revendicări economice, care autoritățile le-au recunoscut drept justificate, toți participanții au început să primească amenzi cu sacul. La unii din ei, reprezentanții poliției veneau acasă și îi amenințau că dacă nu se vor prezenta, vor fi aduși forțat. Au fost aplicate sancțiuni în sumele exorbitante, cifrate cu câteva sute de mii de lei. Totodată, unii agricultori riscă să rămână fără permis de conducere a tractoarelor. Poliția a scos din naftalină pentru mai mulți fermieri procesele verbale, administrative, pentru protestele din noiembrie-decembrie 2023. Putem compara acțiunile fermierilor în mai multe țări UE și atitudinea organelor de forță față de ei. Fermierii presupun că acțiunile poliției se fac la comanda celor de sus și au drept scop intimidarea producătorilor agricoli, că ei în continuare să nu iasă la proteste pentru apărarea drepturilor. Ei presupun, iar noi o spunem deschis. Această putere a decis așa, cine va merge contra noastră în plină campanie electorală, va plăti scump. Iar noi chiar suntem curioși. Voi, cei de sus, pe toți noi, cei de jos, ne veți amenda și închide. La urma urmelor, votul e al nostru, în pofidă fraudelor pe care le pregătiți. Dar încet, încet, sistemul se opune. Este și exemplul procurorului Victoria Furtună. Ieșirea acesteia a bulversat sistemul de drept al țării. Evident că reacția conducerii țării a fost ca întotdeauna. Percheziții, dosare și tăcere. Dar nu chiar toți tac. Cazul procurorului Victoria Furtună. Părerile sunt împărțite. Noastră, ce părere aveți? Iar nu cunosc din interior prea multe detalii, deși cuiva ar putea să-i creeze o altă impresie, pentru că am fost printre primii care am vorbit despre percheziții. Uh-huh. Dar eu mai mult accidental am aflat, nu de ce eu primesc informații din toate sursele. Arată foarte prost. Și iarăși spun, în justiție este important ce se întâmplă cu realitate, în realitate, dar principalul este ce se vede. Deci dacă, chiar dacă ai făcut justiție și tot a fost făcut ca la carte, dar dacă se vede că nu s-a făcut ca la carte, înseamnă că asta e important. Deci faptul că cel mai grav pentru mine este că nimeni nu reacționează la prima parte, nici nu atât Victoria Furtună. Ei, cum nu reacționează? Ei reacționează cu niște fumigene. De exemplu, doamna Drăgălină a venit cu pază de corp în Parlament, dar și cu procurorul general interimar pentru a cere ridicarea imunității Marinei Tauber. A noua oară. Alții la a noua nasc. De data asta, motiv pentru a-i ridica lui Tauber a fost faptul că a deranjat ședință prin faptul că, folosind megafonul, a amenințat completul de judecată cu blocarea procesului de judecată prin invocarea faptului că afară așteptau 3.000 de susținători care vor periclita în continuare desfășurarea ședinței de judecată. A râs toată lumea, chiar și o deputată din PAS, Olesia Stamate, care a refuzat să asiste la acest circ. Eu aș vrea mai degrabă să discutăm despre, nu atât despre cine și cum a votat, cât despre ce este acest dosar penal pentru care procurorul general a venit de data mai Parlament să ceară ridicarea imunității. Indiscutabil, acțiunile deputatei Marina Tauber trebuie sancționate, deci ca și a oricărui alt cetățean care
încalcă legea și care respectiv perturbă activitatea inclusiv sau în mod special a instanțelor de judecată în modul în care a făcut-o dumneai. Doar că, din punctul meu de vedere, aceste acțiuni nu o să fie sancționate contravențional și nu penal și există articole în codul contravențional care permit acest lucru, se sancționează rapid, eficient. Dacă sancțiunea este mică, atunci se poate de discutat, de văzut, dacă oricum de atâtea ori am modificat legea, știți cum, asta nu este neapărat bine, dar lucrurile pot fi făcute altfel. Iar pentru că nu a votat cu turmă și și-a bătut joc din nou ridicarea imunității, Stamate a plătit, pasul trimițându-și pe Maria Olari să-și bată joc de tatăl deputatei partidului de la guvernare. E corect că Olesia Stamate a votat împotriva lui scoaterii imunității lui Tauber? Hm? Da. Asta e tata lui Olesia Stamate. Hm? Coval. Da, o să întreb pe Olesia Stamate, da? Coval Reșalovca. Da. Coval Reșalovca. Ea ca este o șăzut, o bătut tinerii și acum fixă ne face unirii cu Rusia. Deci nu fac păcate. Da. Olesia Stamate, ieri oameni buni, au votat împotriva scoaterii imunității lui Marina Tauber. Da. În 2009, când au fost bătuți tinerii, eu nu mai lucram în Olesia. Adică 7 ani de când eram la Olesia. Nu spuneți... Da. Și cum a ajuns, acolo, da, cum a ajuns acolo Olesia Stamate? De eu am văzut din prima și în ei. Da, ia că așa, da, așa o dat tațul din mână și așa o dat fixă din mână. Și Olesia Stamate a votat împotriva scoaterii imunității lui Marina Tauber. Eu a votat împotriva și de conspirat acolo în Parlament. Eu cred că acolo a fost o tentativă mai degrabă de intimidare, dar nu le-a reușit. Doamnă Stamate, tot respectul de cele sfinte, adică familie, dar eu vă amintesc că până nu demult, când partidul din care deocamdată mai faceți parte, trimitea la alți oponenți de-ai pasul acești căței soldați, dumneavoastră nimic nu spuneați despre intimidări. Doi, noi știm că dumneavoastră știți cine răspunde de acești soldăței. Ar trebui să spuneți mai multe. Iar între timp, cei care încă reformează justiția continuă să lupte cu balaurii și să dea vină pe toți pe care pot pentru faptul că scalici la a crea măcar ceva pentru țara asta a noastră. Sigur, fugarii pe dosarele, fiindcă vorbim în principiu de niște persoane care se eschivează de la răspundere penală, se află în afara serii și dar sunt foarte activi pe rețelele socializare, pe diferite emisiuni. Dau interviuri unor colegi de-ai noștri sau foști colegi de-ai noștri. Și transmite evidente mesaje prin care se transmite foarte clar semnalul de împotrivire la toate reformele justiției, inclusiv de, fiindcă dacă ar avea bune intenții sau scopuri benefice, nu s-ar eschiva de la prezentarea la instanțele judecată și și-ar asuma răspunderea. Și prin acest mod se influențează și asupra unor reprezentanți ai sistemului judecătorii și a sistemului procuraturii. Vă e clar de ce totul e prost în țară? Pentru că Platon și alții scriu mesaje pe rețele de socializare. Câtă inepție, câtă prostie totuși. Dar bucură că aceste calificative nu sunt despre noi, poporul. Of, Doamne, Doamne! Я не делаю так, как делают другие политики. Когда попадают в политику, всегда ходят в церковь только с прессой, чтобы их снимали и показывали по телевизору. То есть вы не выставляете этого на показ? Я подозрительно смотрю на тех, которые вот каждый раз показывают то, что они ходят в церковь. Не смешно. Вы верите в Бога? Да, я верю в Бога. Și pentru că doamna Sandu ne-a fericit pe noi începându-ne săptămâna asta cu o ieșire de-a sa la presă, să încheiem și noi tot cu ea. Așadar, după 4 ani am aflat de ce ea așa și nu s-a ținut de cuvânt în privința donării vilei de la Condrița în scopuri nobile. Știți de ce? Pentru că acolo trebuie de schimbat canalizarea. Este o instituție a statului, ca multe alte instituții pe care statul trebuie să le protejeze, să le întrețină. Pentru ca să fie folosită această clădire în anumite scopuri, e nevoie de făcut investiții în rețelele de canalizare și nu doar. Și acestea sunt investiții mari, de multe milioane de lei, și asta nu este o prioritate astăzi pentru Republica Moldova. Respectiv,
când o să avem mai mulți bani, când economia noastră o să crească mai mult și când o să avem atâtea crize ca să trebuiască să dăm bani și aici și dincolo, o să revenim la acest lucru. Pentru moment, repet, așa cum sunt multe alte clădiri în proprietatea statului, se fac cheltuieli de întreținere minimă ca această clădire să nu se, mă rog, să nu se înrăutățească situația ei. Se întreține pădurea, pentru că e important să facem și lucrări de întreținere a pădurii din jurul clădirii. Pădurea din jurul clădirii, doamnă Sandu, este îngrijită pentru că dumneavoastră petreceți foarte mult timp pe acolo. Recent chiar și video ați publicat. Dar gardul de la președinție, de ce nu-l scoateți, doamnă Sandu? Acolo ce fel de canalizare trebuie schimbată? Nu canalizarea trebuie schimbată, ci pasul și dumneavoastră trebuie schimbați. Prieteni, aceasta a fost Morari News și așa am văzut noi săptămâna care a fost. Nu uitați, doar aici puteți afla știrile așa cum ele sunt, dar nu cum cere linia partidului. Nu uitați de like și share, pentru că asta tare ne ajută ca familia noastră să devină tot mai mare. Vă îmbrățișez cu drag și ne revedem săptămâna viitoare.